Fața Domnului Isus Hristos. Trăim într-o lume împărțită. Din ce în ce mai mulți dintre noi, ca generație, ne ridicăm împotriva Domnului Isus Hristos ca Rege și nu vrem ca El să domnească peste noi. Din ce în ce mai puțini, ca generație, îl primim ca Domn pe Isus Hristos în viața noastră și îl lăsăm să fie cu adevărat cârmuitor și Domn peste emoțiile noastre, peste deciziile noastre, peste fiecare zi pe care o trăim. Ideea că regalitatea sau Domnia lui Isus Hristos împarte lumea noastră în două este atât de reală încât o putem vedea la fiecare pas. Nu există ca să trăim vreo zi în viața noastră în care domnia lui Isus Hristos să nu ne solicite pe noi înșine la decizii și la hotărâri. Adică îl lăsăm să conducă viața noastră. Sau nu lăsăm să conducă viața noastră. Și, repet, asta se întâmplă în fiecare zi. Ieri s-a întâmplat asta. Astăzi se întâmplă asta. Mâine se va întâmpla lucrul acesta. Pentru că de fiecare dată a lăsa pe Isus Hristos să fie rege în viața noastră va impacta foarte puternic eul, independența, anarhia sufletului nostru, dacă doriți. Se vor lovi ca două forțe opuse, cu interese deosebit de distincte și deosebit de adverse. Omul nu este um, revoltat împotriva a nimic ceea ce seamănă cu dorințele lui, cu preferințele lui. Dar omul va avea întotdeauna probleme și o revoltă aproape inexprimabilă împotriva tot ceea ce se opune lucrurilor care îmi plac, pe care le doresc și care îmi afirmă libertatea mea. Încheie această mică introducere cu aceeași afirmație. Regalitatea sau Domnia lui Isus Hristos o simțim în viața noastră în fiecare moment și în fiecare zi a vieții noastre, noi trebuie să hotărâm dacă Isus Hristos este Domn sau nu în viața noastră. Bine ați venit în locul acesta, toți cei care ne-am strâns sub Domnia lui Isus Hristos. V-aș dori binecuvântare. Vă doresc har și vă doresc prezența lui Isus Hristos în fiecare suflet. Celor care sunt de la distanță și ne urmăresc, vreau de asemenea ca acest, această rugăciune să se extindă asupra dumneavoastră. Și indiferent de opțiune, opțiunile noastre de până acum, să facă cerul ca opțiunea zilei de astăzi să fie pentru Isus Hristos, ca fiind împăratul sau regele sau opțiunea noastră umană, care să aducă bucurie și mântuire, rezolvarea sufletului nostru și a tuturor problemelor cu care ne confruntăm fiecare. Vă voi invita să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la un moment deosebit de important în viața Domnului Isus Hristos. Luca al 19-lea capitol. Aseară am vorbit despre domnia lui Isus Hristos în viața noastră și vom continua subiectul acesta. Vom merge mai departe pe ideea aceasta a regalității sale, a ceea ce înseamnă asta pentru noi și mai ales la invitația lui pe care ne-o face și la decizia sau la răspunsul nostru pe care ar trebui să-l dăm, și anume, Doamne, am dori ca tu să stăpânești, să domnești sau să împărățești peste viețile noastre. Versetul 11. Pe când ascultau ei, la ceea ce spunea Domnul Isus Hristos. Mântuitorul a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Mă voi opri aici puțin. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Ce înseamnă asta? Ce credeau ei? Poftiți? Mulțumesc! Mai aveau câteva Zile sau foarte curând și Domnul Isus Hristos va fi așezat pe tronul lui David. Ucenicii se vedeau foarte clar unul în stânga, unul în dreapta, ucenicii se vedeau prin miniștri, ucenicii se vedeau cu puterea seculară în mâinile lor, elemente de decizii pentru noua împărăție. Știau în imaginația lor că lucrurile nu vor fi simple. Petru își purta în fiecare zi sabia cu el. Era gata în fiecare zi ca să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos pentru că evenimentele se arătau foarte... Tensiunea era mare. Bun. Și pentru că așteptau ca lucrurile astea să se întâmple, Mântuitorul le spune o pildă pentru ce? De ce le spune Domnul Iisus Hristos pildă aceasta? Haideți să mergem puțin mai departe. Răspunsul nu este greu, dar ar fi cam așa. Dacă ei credeau că o să se întâmple, Domnul Iisus Hristos credea că o să se întâmple. Deci, Domnul Iisus Hristos știa și credea că lucrurile nu se vor întâmpla deloc așa cum credeau ucenicii. Și atunci le-a spus o pildă pentru ce? Mulțumesc. Exact. Ca să-i corecteze. Uitați-vă bine ce pildă le-a spus. Le-a spus pilda polilor sau pilda talanților. Unde în toată pilda asta pe care dumneavoastră o știți foarte bine este sau se află corecția? Unde se află? Aș vrea să citim împreună și dumneavoastră să urmăriți să-mi spuneți, uite Valentin, acolo e corecția. Pentru ca să învățăm să citim Scriptura. Da? Haideți să citim. Deci le-a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Avea ceva de-a face cu situația lor? Avea sau nu? Cartea Parabolele Domnului Isus Hristos comentează și spune Mântuitorul era exact în situația aceasta. Era pe punctul să meargă și să-și ia împărăția înapoi. Ce împărăție? ce împărăție. Evident, evident, planeta noastră se afla în momentul acela sub cea mai cruntă robie, robia vrăjmașului ființei, vrăjmașului existenței. Era o problemă, era o amenințare existențială care se întâmpla pe pământul nostru și dacă Domnul Isus Hristos n-ar fi intervenit în momentul acela, din punct de vedere existențial, rasa umană era condamnată la extinție. Cu ocazia aceasta, la câteva zile când Domnul Iisus Hristos va târna pe cruce între pământ și cer, ele nu spune, o nouă putere de viață trebuia să vină în această lume. O nouă putere de viață. Mântuitorul n-a venit să moară aici doar de dragul de a crea un exemplu, doar de dragul de a crea un spectacol. Mântuitorul a venit aici pentru ca în mod existențial să aducă acestei lumi viață. Și Mântuitorul a spus lucrul ăsta foarte clar atunci când zicea dacă nu mâncați trupul meu și dacă nu beți sângele meu, nu puteți să aveți viață în voi și nu puteți avea parte cu mine. Această realitate este extrem de provocatoare. Vă dați seama că ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos atunci pentru oamenii și pentru generația aceea este de fapt o realitate care ne privește pe noi în generația de acum? E cam același lucru. Trăim prin sângele lui Isus Hristos. Trăim prin jertfa sa. Trăim prin acea Nouă infuzie de viață care a avut loc la crucea Domnului Isus Hristos și care a dat pământului acestuia puterea de a mai exista încă două milenii. Când vorbim despre epuizarea harului, în momentul în care vorbim despre închiderea harului și așa mai departe, termeni extrem de bisericești, noi ne referim la faptul că această nouă infuzie de har își are și ea Finalitatea ei durează până la un moment. Că noi ca ființe umane putem profita de această dovadă sau de această revărsare de har sau putem epuiza harul lui Dumnezeu. În diferite feluri. Dar îl putem epuiza. Și așa cum omul ajunge la epuizarea sa fizică, biologică, dacă doriți. La fel harul lui Dumnezeu. Se apropie de finalitatea lui. Până când vom merge? Până când vom reuși să existăm mai departe? Sunt întrebări. Care toate sunt ascunse aici într-o expresie foarte generală. Un om de neam mare s-a dus să-și ia împărăția lui. Deu să se întoarcă înapoi. Ăsta este gestul simplu al mântuirii. S-a dus și în împărăția. Când a plecat, a chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli și le-a zis lucrați cu ei, puneți-i în negoți până mă voi întoarce. Aveți grijă de averea mea tot creștinismul a înțeles din aceasta că a fost momentul în care Mântuitorul a încredințat toate valorile mântuirii cui? Bisericii, prin apostoli. Și le-a zis, aveți grijă de ce vă dau, până mă voi întoarce, că vă voi întreba ce ați făcut cu el. Versetul 14, și aici vă rog să fiți atenți. Dar cetățenii lui îl urau, și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Faptul că Mântuitorul a construit o pildă de genul acesta mă face să înțeleg că Mântuitorul știa foarte bine ce se întâmplă în sufletele noastre. El se confruntase cu acest strigăt nerostit încă, dar care va fi rostit imediat, peste câteva zile, la cruce. Și apoi o istorie întreagă. Dar el se confruntase cu această, cu această realitate din sufletul meu și din sufletul tău, realitate care spune, nu vreau ca Iisus Hristos să se așeze domn în viața mea. Dar ce vrei, Valentin? Ce vrei? Și răspunsul este... E o problemă pe scaunul de domnie. E o luptă în jurul tronului. O luptă a tronului. Deci, care e lupta? Cine să stea pe tron? Eu nu vreau ca el să stea pe tron din ce cauză? Vreau să vă întreb, vreau să păstrez tronul gol? Vreau să păstrez tronul gol? Nu. Eu vreau ca altcineva să se suie pe tron. Cine este? Eu sunt candidat la tron. Eu m-am înscris la tron de multă vreme. Eu de multă vreme pășesc și urc pe streptele acestea ale tronului pentru ca eu să fiu domnul propriei mele vieți. Și dacă eu nu sunt domn al propriei mele vieți, simt că în sufletul meu are loc o tragedie. Viața mea este o tragedie. Din ce cauză? Nu pot să merg unde vreau. Nu, vreau să mă, nu pot să mă conduc cum vreau. Nu pot să așez deciziile mele ca factori fundamentali ai vieții mele. Și atunci, încă o dată, trăiesc o dramă. Cetățenii îl urau și a trimis după el o solie să-i spună nu vrem ca omul acesta să împărățească între noi. Nu uitați, vă rog, citim această pildă pentru ca să răspundem în primul rând la întrebarea care sunt elementele de corectură în mintea ucenicilor, elemente care doreau să corecteze ideea că împărăția cerurilor va veni în în felul lor. Urmăriți și vă rog să-mi spuneți, acesta este elementul de corectură, când îl găsiți. Da, eu voi continua mai departe să citesc pilda, eu voi vorbi despre pilda aceasta, dar dumneavoastră să urmăriți permanent, în continuu, unde este elementul de corectură. Merg mai departe. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a pus să cheme pe robii acelora care le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoți. Cel din tâi a venit și a spus, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El a zis, bine robun, fiindcă ai fost credincios peste puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El a zis, primește și tu cărmuirea a 5 cetăți. A venit altul și a zis, Doamne, ia-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Ei ce n-ai spus și se ce cer ce n-ai semănat. Vreo corectură? Unde? Versetul 21, zici? Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru? A... da? Aici e corectura, spune fratele Ghiță. Vă mulțumesc! Um... Stăpânul i-a zis, Rob, rău, te voi judeca după cuvintele tale. Foarte interesant lucrul acesta, Dumnezeu, nu ne va judeca după cuvintele altora. Ne va judeca după ceea ce știm noi, după ceea ce pretindem noi, după dreptatea pe care noi o cerem. Când zicem ce? Omul ăsta să nu domnească peste noi. Noi credem că lucrul ăsta este un lucru drept. Și afirmăm dreptatea noastră și Dumnezeu va zice, ok, merg după ce spuneți voi. Haideți să ducem lucrurile până la, până la finalul lor, să le reducem la absurd. Unde, unde ajunge raționamentul vostru? Unde ajunge? Și Mântuitorul le spune, știai că sunt un om aspru? Știai. Știai că iau ce n-am pus și se cer ce n-am semănat. Atunci, de ce n-ai dat banii mei la alții? Dacă tu nu ești în stare, dă-i mă la alții, dă-i la zarafi, să-i mulțească ei, să facă ei ce știu cu banii ăștia, dacă tu nu poți să-i mulțești. De ce n-ai făcut treaba asta? Că așa au făcut și ceilalți. Și ceilalți, dinainte, au zis, Doamne, nu pot să mă îngrijesc de polul tău. De-aia am dat la zarafi. De ce n-ai făcut și tu același lucru? Nu era drept să faci lucrul ăsta? Apoi a zis celor de față, luați-i polul și dați-i celui ce are zece poli. Doamne, i-au zis ei, el are zece poli. De ce îi mai da încă altul? Iar el a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce are. Mă opresc aici. Care e elementul de corectură? Frății mei, ei credeau că împărăția cerurilor are să se, să se arate în dată. Iar Mântuitorul îi spune, și eu aș vrea să se arate în dată împărăția cerurilor. Dar e o problemă. Împărăția cerurilor nu poate să se arate în dată datorită unei probleme. Care e problema din pildă? Poftiți? Auziți dumneavoastră, cetățenii îl urau. Dacă cetățenii ar fi fost consecvenți, dacă l-ar fi iubit, dacă ar fi lucrat împreună cu omul acesta de neam mare, dacă lucrurile ar fi fost în felul acesta, probabil că împărăția cerului ar fi putut să vină în dată. Dar pentru că cetățenii îl urau și spuneam, nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi, din cauza aceasta este o rezistență. O rezistență destul de mare între împăratul care este domn și între cetățenii care trebuie să urmeze împăratul. Tensiunea aceasta face ca lucrurile să întârzie. Tensiunea aceasta face ca lucrurile să fie dificile. Tensiunea aceasta face ca dintre robi, unul să zică ești rău, și din cauza că ești un împărat rău, eu ia-ți înapoi. Că n-am nevoie de polul tău. N-am nevoie de polul tău. Asta a fost ideea. El nu s-a bucurat de polul care i l-a dat stăpânul. El nu s-a îmbogățit cu polul pe care i l-a dat stăpânul. El n-a mulțit polul stăpânului. El a zis, n-am nevoie de polul tău. De ce? Mă descurc. Vreau să te întreb. Ți-a dăruit Dumnezeu vreun pol? Ți-a dăruit Dumnezeu vreun pol? Sau cu alte cuvinte, este vreunul dintre noi care să nu fi primit vreun pol? Vreun talent? Căruia Dumnezeu să nu-i fi dat ceva? Este vreunul dintre noi? Aduceți-vă aminte de roadele Duhului. Căci roada Duhului din potrivă este Ce sunt astea? Roade. Roadele ace. Roadele sunt roadele seminței. Că un rod este, înainte să ajungă rod, are nevoie să are nevoie de semănat. Înainte să se ajungă la spic, are nevoie ca sămânța să moară, să încolțească și apoi să aducă rod. Dragostea, bucuria, pacea sunt lucrurile pe care le dorim și le urmărim ca lume, ca societate cu toată inima noastră. Le urmărim, le vrem. Și dacă nu le avem, este datorită faptului că undeva înainte, la nivel de semănat, s-a întâmplat ceva. Dar Dumnezeu să știți că a semănat. Dumnezeu a dat fiecăruia dintre noi, a dat darurile lui. Sămânța a fost pusă. Dacă am fi lăsat sămânța să încolțească, câtă dragoste ar fi în Sufletul meu? Dacă aș lăsa sămânța să încolțească, câtă bucurie ar fi în sufletul meu. Câtă pace ar fi într-o lume care are nevoie de lucrurile astea ca de aer. Niciodată omenirea n-a avut nevoie de dragoste, bucurie, pace și de celelalte roade ale Duhului Sfânt ca acum. Toată lumea vorbește despre dragoste și pentru ca să argumenteze dragostea vorbește despre social justice, despre justiție socială sau dreptate socială pentru că unii trebuie să îi ajute pe cei săraci, și bogații trebuie să dea celor săraci. Pentru ce? De ce trebuie să dea? Oziți? Ca să arate dragoste. De asta. Lumea e flămândă după dragoste. Nu după pâine. Nu după pâine. Toată lumea strigă, ia împărțiți voi cu noi bogățiile voastre. Și le strigă celor 1% care spune că au toate bogățiile pământului acestuia. Iar ceilalți, 99% cei de jos, spune, împărțiți cu noi bogățiile. De ce? Vor fi mai bogați? Vor fi mai bogați? Nu! Toată lumea știe că nu vor fi mai bogați. S-au dat stimul lusurii financiare. Ne-am îmbogățit? Nu! Dar este o o, 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 o foamete profundă și anume, dacă ți împarți bogăția cu mine, nu cumva este un gest de dragoste? Nu cumva lumea e mai flămândă de dragoste decât de bani? Și cer bani pentru că nu știu să ceară dragoste? Nu cumva de asta au nevoie? Și când toată lumea cere dragoste, nu cumva cere până la urmă mângâietorul? Pentru că cel ce aduce dragoste este cel care a spus nu vă voi lăsa orfani. Și nu cumva cerem bani pentru că suntem orfani și pentru că suntem mai nimănui? Și credem că dacă vom avea, eu știu, o mie de dolari în plus, ne va fi mângâierea mai mare? Repet, sau mă repet, uneori strigăm ca Dumnezeu să ne dea ceva pentru că avem nevoie de altceva. Înțelegerea mea din Cuvântul lui Dumnezeu și chiar din psihologia umană este că omul are nevoie de dragoste mai mult decât de orice. Are nevoie de bucurie interioară mai mult decât de circ. Așa e? Au nevoie de bucurie și de pace mai mult decât de droguri. E drept? Avem nevoie de droguri? Nu, nu avem nevoie de droguri, Sunt nicio formă, dar luăm drogurile pentru că avem nevoie de bucurie. Avem nevoie să râdem și noi odată, din, cu toată inima, din tot sufletul. Și n-ai cum să râzi din tot sufletul. Și atunci zici că ai nevoie de droguri ca să poți râde din toată inima. Și Dumnezeu spune, nu, 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 voi nu aveți nevoie de droguri, voi aveți nevoie de Duhul Sfânt. Dacă veți avea nevoie de Duhul Sfânt, veți avea inima plină cu de toate. Foarte, foarte profundă legătura asta pe care Dumnezeu o face între noi, nevoile noastre și El. Și El spune așa, Dumnezeu, răspunsul la nevoile voastre sunt Eu. Vreți să fiți fericiți? Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Veți găsi. Dreptatea socială, justiția socială din punct de vedere al Lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Atât. El va coborâ și va fi Duhul adevărului într-o lume învățată să nu știe ce are nevoie. Din nefericire, lumea a învățat că are nevoie de gumă de mestecat. Pentru că, a învăț, că, pentru că a văzut ea de jur împrejur că cei ce mestecă se hrănesc. În realitate, Dumnezeu ne spune că avem nevoie de pâine pentru ca să ne putem hrăni. Aș vrea să realizăm în dimineața aceasta diferența între fals și real. Aș vrea să învățăm că Dumnezeu ne cheamă la un moment, la un moment de realitate. Fații mei, dacă ni-i foame, haide să mâncăm. Dacă ni-i foame, haide să descoperim pâinea. nu are un moment de ironie foarte real în momentul în care spune într-una dintre foarte cunoscutele lui poezii, zice, l-au găsit sub trei grăunțe, mort de inaniție. Știți ce înseamnă inaniția, da? Inaniția înseamnă mort de foame. Dar el murea de foame cu trei grăunțe, grămadă peste el. Și te întreb, dar de ce n-ai mâncat, omule? Și ai murit de foame, de ce n-ai mâncat? Asta este, asta este problema noastră. Lăsați-l să fie împărat peste noi și ni se va umple viața de tot ceea ce avem nevoie. Ni se va umple viața de bucurie, ni se va umple viața de dragoste, de pace, de răbdare, de frumos, de bine. Ni se va umple viața. Doar lăsați-l să ne fie Domn. Uitați-vă uitați, -vă, uitați -vă la Domnul Isus Hristos. Repet oarecum o parte din tema ultimei săptămâni. Deci după pilda polilor, Urmează intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim. Și ceea ce am spus aseară, repet acum. Mântuitorul, în, în momentul în care intră în Ierusalim acum, intră ca rob sau ca rege? Poftiți? Ca rege. Intră căra, călare pe un măgăruș. Împlinește profeția din cartea lui Isaia. Lumea se adună în jurul său și îl văd pe Domnul Isus Hristos apropiindu-se, își pun hainele înaintea lui, flutură ramuri de finic și îl declară pe Domnul Isus Hristos, îl declară rege. Am spus aseară, repet și acum, cu câteva luni de zile înainte, au vr vrut să să-l declare rege și Domnul Isus Hristos a zis nu. Acum ei îl declară rege și Domnul Isus Hristos zice da. Și călare pe Asin, cu ucenicii lângă el, ucenicii care ascultaseră pilda polilor sau al ucenicii care auziseră că, de fapt, cetățenii îl urau. Ucenicii se uită la mulțimea de jur în împrejur care strigă o sana fiului David și zic Este extraordinar, toată lumea îl iubește!" Și mântutorul spune Nu!" Ceea ce vedeți voi acum nu este realitatea. Câțiva pași mai departe. Mântuitorul ajunge pe muntele măslinilor. Acolo, în locul în care David plânsese altădată, Mântuitorul se oprește în locul acela și plânge și el, fiul lui David. Plânge uitându-se la, uitându la Ierusalim. Și în timp ce ucenicii au impresia că Mântuitorul este extraordinar de iubit, Mântuitorul se uită la Ierusalim și spune Nu! Ierusalimul este în momentul în care este pe punctul să respingă tot! Auziți, dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, spune versetul 42. Dar acum sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, vor face, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi. Nu vor lăsa în tine piatră de piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Despre ce cercetare e vorba? Poftiți? Vă sună? Despre ce cercetare e vorba? Când bate Iisus Hristos la porțile unei cetăți, se numește judecată de cercetare, să știți. Când bate Iisus Hristos la porțile Ierusalimului, se numește judecată de cercetare. Când Ierusalimul își închide porțile și nu își primește regele, este decizia cumplită care vine din ca rezultat la aceste cercetări. N-ai cunoscut vremea. Era o ocazia unică. Puteai să-l primești. Puteai să-l primești. Vă aduceți aminte? Apocalips, capitolul 3? Este acolo ceva foarte asemănător. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și aceeași situație ca situația Ierusalimului de altă dată, deschizi sau nu deschizi? Îl primești sau nu-l primești? Îl lași să fie Domn în viața ta sau îl vei răstigni încă o dată pe Iisus Hristos? Plânsul acesta a marcat un moment deosebit. Mântuitorul nu se oprește aici. Mântuitorul intră călare pe Asin, în Ierusalim. Se duce direct unde? În templu, spune versetul 45. A intrat în templu și a început să facă curățenie în templu. Rege? Rege. Uitați-vă puțin capitolul 20, versetul 2. Vin la el preoții cărturarii, stăpânitorii, cei ce erau puși acolo să-l primească. Robii, cărora li se încredințase cât un talent, vin la el și îl întreabă, auzi, dar cu ce putere faci tu lucrurile astea? Cu alte cuvinte, cine ți-a dat voie? Autoritatea cui? Fraților, trăim într-o vreme în care Vidul de autoritate se vede din ce în ce mai mult. Noi avem impresia că suntem singurii care avem autoritate în lumea aceasta. Noi ne ridicăm și hotărâm pentru noi înșine ce trebuie să facem și ceea ce trebuie să nu facem, ca și cum n-ar mai fi nimeni care să aibă vreo autoritate azi. Nu știu în ce măsură înțelegem sau nu că astăzi are loc nu întronarea lui Dumnezeu, ce are loc detronarea lui Dumnezeu. Nu știu în ce măsură înțelegem că noi, ca și creștini, avem viața noastră în această răscruce teribilă, zice aici, vremea cercetării tale. Este, este răscrucea unică pe care o putem trăi astăzi în care ori îl întronăm pe Iisus Hristos ca rege, ori îl, poftiți, ori îl detronăm ca rege. Domnia lui Iisus Hristos nu înseamnă că ne cerem iertare. Iertarea este altceva. ne iertat pe toți. După ce a murit și ne-a iertat păcatele tuturor, Mântuitorul însă condiționează relația noastră cu El de răspunsul nostru la această întrebare. Îl întronăm sau îl detronăm? În fiecare zi. Îl întronăm sau îl detronăm? Al întrona pe Domnul Isus Hristos înseamnă simplu să-l lăsăm să vorbească. Sau să-l lăsăm să poruncească. Mai poruncește, Doamne, odată, că vreau să ascult. E acel vechi dicton învățat de tânărul Samuel. Vorbește, Doamne. Că robul tău îi place să asculte. Robului tău îi place să asculte. Vorbește, Doamne, mai poruncești odată. Mai spunem ce să fac ca să alerg să-ți arăt Domnia. Să-ți înțeleg Regalitatea. Să știu că tu poruncești, iar eu merg în urmele tale. Azi, Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Dimineață când ne vom trezi, Doamne, ne vei vorbi din nou, ne vei spune iarăși care e planul Tău în legătură cu noi. Vom alerga înaintea Ta, astfel încât lucrurile să se împlinească într-o într realitate de felul ăsta în care Iisus Hristos chiar să se vadă de la distanță că este rege în viața mea și în viața Ta. A curățit templul? Le-a răspuns lor în puterea căruia sau în puterea cui Mântuitorul a venit aici? În puterea cui s-a așezat el ca Domn și împărat peste Israel? Și în final, Mântuitorul se așează jos înaintea lor și de la versetul 9 le rostește pilda vierilor, în care Mântuitorul le spune Eu sunt gata să mă așez pe tron. Iar ei l-au așezat pe cruce. Știți că Domnul Iisus Hristos numește crucea ca fiind proslăvirea Lui? Așa spune. Tată, proslăvește-mă la tine. Tată, proslăvește-te pe tine însuți. Și tată răspunde, da, m-am proslăvit și mă voi mai proslăvi. Momentul acela al proslăvirii este extraordinar, este uluitor. Când regele își dă viața în fața slujilor sale, în fața robilor săi, ca să-și ia împărăția înapoi. E cel mai mare paradox. Regele își dă viața ca să-și ia împărăția înapoi. Putem înțelege? Atunci, sămânța a murit. Astăzi, Sămânța e aici. Spicul e plin. Poate că mai sunt și alte spice în altă parte. Dar suntem aici ca spice ale acelui moment. Ca boabe ale lui. Dacă el a murit ca rege, cum va trăi în viața mea și în viața ta? Ne ajute bunul Tată ceresc ca Domnia să continue. Pentru ca El să vină pe norii cerului ca Domn, e nevoie să stea în sufletul meu ca Domn, azi. Rețineți aspectul ăsta. Nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi, foarte personal, nu peste toată lumea aceasta. Noi deseori spunem să vină Isus Hristos ca Rege peste lume. Nu, Mântuitorul nu este interesat de această afirmație. Mântuitorul este interesat de un lucru foarte simplu. Vrei să domnești peste tine? El va veni pe norii cerului pentru ca să găsească tronul în inima ta și în inima mea. Nu peste politica acestei lumi. Nu în guvernele acestei lumi. Atât. Peste tine. Asta îl interesează. Asta dorește. Haideți să ne rugăm ca Mântuitorul să împlinească în noi domnia sa. Rămânem, Părinte, sub puterea cuvintelor tale. Rămânem înaintea ta rugându-te, Părinte, să împărățești peste noi, peste voința noastră, peste alegerile noastre, peste ființa noastră. Ca o biserică la odiceană, pentru că trăim vremea aceasta, Îți mulțumim că ne bați la ușă. Te rugăm, Părinte, însă, să ne dai înțelepciune să deschidem ușa larg, pentru ca să poți intra și să poți domni în viața noastră. Și porunca ta să fie bucuria noastră. Voința ta, Doamne, să fie libertatea noastră. Să faci ca dragostea ta să umple de frumos biserica ta și viața fiecăruia dintre noi. În mijlocul nefericirii, învață-ne să fim fericiți. În mijlocul îngrijorărilor, a spaimei, a angoazei luminoastre, dă-ne, Doamne, pacea ta. Și în timp ce omenirea aceasta își caută împărații în toate părțile, te rugăm încă o dată, domnește peste noi. Vă, Doamne, să plecăm de aici, de la altarul cuvântului tău, cu conștiința apartenenței noastre regești, că tu ne vei conduce viața și nu noi, de acum și până la revenirea ta. Amin.